Corinteni, la capitolul 15. This is the morning in which we set aside in our calendar to celebrate the resurrection of our Lord. Este dimineața din calendarele noastre în care sărbătorim învierea Domnului. The resurrection is at the heart of the gospel. Învierea este în centrul, este inima Evangheliei. Listen to how Paul thinks about the relationship between the gospel and the resurrection in verses 1 to 4. Să ascultăm felul în care Pavel vede relația dintre Evanghelie și înviere în capitolul 15, versetele 1 la 4. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Notice the characteristics of the gospel. Observați care sunt caracteristicile Evangheliei. What Paul preached. Este ceea ce Pavel a predicat. It is what the church had received. Este ceea ce biserica a primit. It is the gospel in which they stood. Este Evanghelia în care stăteau ei. And it is the gospel by which they are being saved. Și este Evanghelia prin care ei sunt mântuiți. And here is that gospel. Iar aici avem această Evanghelie. Christ died for our sins. Hristos a murit pentru păcatele noastre. He was buried. A fost îngropat. And he rose again. Și a înviat din nou. That is the history. Aceasta este istorie. But Christ died for in accordance with the scriptures. Dar Hristos a murit după scripturi. And he on the third day he rose again according to the scriptures. Și a treia zi a înviat din nou după scripturi. So that is the interpretation of that history. Aceasta este interpretarea acelei istorii. So what I would like to do this morning is to go through, and rather than tell the story of the resurrection, I want to see how the New Testament thinks of the newness that has come about through the resurrection. În dimineața aceasta aș vrea să merg la înviere, dar în loc să spun povestea învierii, aș vrea să văd cum ne arată Evanghelia noutatea acestei învieri. There is this event in history. Este acest eveniment în istorie. But then there is the meaning of it for us as Christians. Dar în același timp avem înțelesul lui pentru noi creștini. And the resurrection is a beginning. It is a newness. Iar învierea este un început, este ceva nou. The resurrection is the beginning of the last days. Învierea este începutul zilelor din urmă. It is the beginning of the inauguration or the beginning of the kingdom of God. Este începutul sau inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. The resurrection is the foundation of the new covenant. Învierea este fundația noului legământ. And in the resurrection is our hope and expectation of every believer. Și în înviere vedem speranța și așteptarea pe care o are fiecare credincios. Paul in Romans chapter 1 verses 1 to 6 talks about the resurrection and Jesus's recognition. Pavel în Romani 1 vorbește despre înviere ca recunoașterea lui Hristos. Now we're going to be looking at several texts this morning, so be ready to follow along. Ne vom uita la mai multe texte în această dimineață, așa că să vă pregătiți să urmăriți. The resurrection is the public affirmation by God the Father. Christ is his son and the one and only redeemer. Învierea este afirmarea lui Dumnezeu Tatăl, afirmarea lui Hristos de către Dumnezeu Tatăl că Hristos este singurul său fiu și este răscumpărătorul. Listen to Romans 1 verses 1 to 6. Să citim în Romani capitolul 1 versetele 1 la 6. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit
harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. So the subject of the gospel is Jesus Christ, the Son of God. Subiectul Evangheliei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. The gospel is about Jesus, who He is and what He has accomplished. Evanghelia este despre Iisus, cine este El și ce a făcut El. And even here, the substance of the message concerning Christ is deeply connected to the Old Testament. Și vedem și aici că substanța mesajului care vorbește despre Hristos are legături adânci în Vechiul Testament. The promises and the prophecies of the Old Testament culminate in a person, the Lord Jesus. Profețiile și promisiunile Vechiului Testament culminează într-o singură persoană, în Iisus Hristos. Why is the gospel about Christ? De ce este Evanghelia despre Hristos? Because He is who God promised and He has accomplished what God planned. Pentru că El este ceea ce a promis Dumnezeu și El este Cel care a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu. And there's a wonderful couplet or parallel, two pieces here. Și avem aici o paralelă minunată. He was born a descendant of David in the sphere of the flesh. A fost născut ca un urmaș al lui David în carne. And he was declared the Son of God with power in the sphere of the Spirit by the resurrection from the dead. Și a fost declarat ca fiu al lui Dumnezeu prin puterea învierii din morți. And so here is the essence of the gospel. Aceasta este esența Evangheliei. Jesus is deity, the Son of God. Iisus este o zeitate, este fiul lui Dumnezeu. He became a man. El a devenit un om. Not just any man. Și nu orice om. But a man born a descendant of David. Ci un om care s-a născut ca fiind urmaș al lui David. A fost în același timp evreu. And entitled to David's throne. Și el merita tronul lui David. So he was really human and he was really in this world. El a fost cu adevărat uman și el a fost cu adevărat din lumea aceasta. He was born a part of the old order, the old covenant and old creation. El a fost născut ca fiind parte din vechiul legământ, din vechea creație. He took upon himself real human flesh, yet without sin. A luat asupra lui carne umană adevărată, dar fără păcat. And he died and rose again. Și a murit și a înviat din nou. When he died, he did not deserve. He died when he did not deserve to for the sin of others. El a murit fără să merite acest lucru pentru păcatele altora. He was raised from the dead. A fost înviat din morți. His resurrection appoints him the enthroned and crowned Son of God. Iar învierea sa îl face să fie fiul lui Dumnezeu întronat. His resurrection elevated him to the throne of David in the heavenlies, as is indicated in many New Testament texts. Învierea lui l-a ridicat pe poziția de a lua tronul lui David și de a lua tronul din ceruri, așa cum este indicat în multe texte din Vechiul Testament. So he is the sum and substance of the new order. El este suma și substanța noi ordini. He is the bringer of the new covenant and the new creation. El este cel care aduce nou legământ și creația nouă. He has brought to us through him has come to us the Holy Spirit. Și prin el a venit peste noi Duhul Sfânt. And so Jesus Christ is deity, the Son of God. Iisus Hristos este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. And Jesus is the Christ, the Sovereign Lord. Iar Iisus este Hristosul, Domnul Suveran. The incarnation marks Jesus as the promised Messiah and Redeemer. Întruparea lui Iisus îl face pe el ca să fie Mesia cel promis, răscumpărătorul. But the resurrection marks out Jesus as the exalted King and our ruler. Dar învierea îl face pe Hristos să fie regele nostru înălțat, conducătorul nostru. So the gospel is about this unique person. Evanghelia este astfel despre această persoană unică. He is both human and divine. El este în același timp și uman, dar și divin. He is both humbled and exalted. Este umil, dar este și înălțat. He is the man Jesus, the Messiah, our Lord. Este omul Iisus, Mesia, Domnul nostru. And he is the one who owns and rules our lives. El este cel care deține și care conduce viețile noastre. One has written, the saving promises to the nation of Israel
have become a reality in and through the true Israel, Jesus the Messiah. Cineva a spus, promisiunile salvatoare pentru Israel au devenit o realitate în și prin Hristos Mesia. The gospel is also about the person who stands between the old creation, the old era, and the limited people of God. Evanghelia este despre o persoană care stă între cele vechi, între oamenii limitați ai lui Dumnezeu, and the new creation, the new era of the Spirit, and the universal people of God. Și noua creație, noua eră și oamenii lui Dumnezeu la nivel universal, la nivel global. His incarnation, his death and resurrection are the good news that we can be delivered from the old and that we can be brought into the new. Întruparea sa. Let me say it again. His incarnation, his death and resurrection are the good news. Întruparea sa, moartea sa și învierea sa sunt vestea bună. They are the good news that we can be delivered from the old and brought into the new. Sunt vestea bună că noi putem fi scos din cele vechi și aduși în cele noi. The gospel is also about the Christ who has been exalted to the throne of God by the resurrection. Evanghelia este în același timp și despre Hristos care a fost înălțat la tronul lui Dumnezeu prin învierea sa. And he assumed the throne at his ascension as Lord over all. Și el și-a luat asupra lui acel tron ca cel care a crescut, care a fost înălțat prin înviere. In him we are invited to believe. În el noi suntem invitați să credem. To him we are summoned to bow. Noi suntem chemați să ne plecăm înaintea lui. And with him we may live beginning now and forever. Și cu el putem să trăim începând de acum și pentru veșnicie. Jesus is the Christ, our sovereign Lord. Iisus este Hristosul, Domnul nostru suveran. And Jesus is the master to whom we belong. Și Iisus este stăpânul căruia îi aparține. Jesus Christ has been given to us. Iisus Hristos ne-a fost dat nouă. And we have received power and position to accomplish the mission of the resurrected Lord. Și noi am primit putere și o poziție ca să putem duce la îndeplinire misiunea Domnului. God's people are founded upon the apostolic message and mission. Poporul lui Dumnezeu are ca fundație misiunea apostolică pe care a primit-o. The message and the mission is the instrument through which God's people believe. Mesajul și misiunea lor este instrumentul prin care oamenii lui Dumnezeu cred. The gospel about Christ resurrected is intended to bring the nations into submission to him. Evanghelia despre Hristosul înviat este mesajul care ar trebui să facă națiunile să se plece înaintea lui. We should be jealous, as the scripture puts it, for the honor of God's name. Ar trebui să fim geloși, așa cum spune Scriptura, pentru onoarea numelui lui Dumnezeu. We should be troubled when it remains unknown. Ar trebui să fim tulburați atunci când numele lui rămâne necunoscut. The highest of all missionary motives is neither obedience to the Great Commission, important as it is. Cel mai înalt scop al misiunilor creștine nu este ascultarea față de porunca lui, care într-adevăr a fost dată. Nor is it even love for sinners who are alienated and perishing, strong as that is. Nu este nici măcar dragostea pentru păcătoși care sunt înstrăinați. But rather it is zeal, a burning passionate zeal for the glory of Christ. Ci este pasiunea și zelul pentru slava lui Hristos. And so wrote John Stott. Așa a scris John Stott. The good news is the gospel of God. Vestea bună este Evanghelia lui Dumnezeu. The good news is the gospel about Christ raised from the dead. Vestea bună este Evanghelia despre Hristosul înviat din morți. The good news is about Christ being raised from the dead according to the scriptures. Vestea bună este Evanghelia despre Hristosul care a înviat din morți după Scripturi. The gospel of God is for the nations. Evanghelia lui Dumnezeu este pentru națiuni. It is unto the obedience of faith. Este pentru ascultarea credinței. And most importantly, it is for the sake and the glory and the honor
of Christ's great name. Și foarte important este faptul că Evanghelia este pentru slava și onoarea numelui lui Hristos. And so the Father through the resurrection set his seal of approval upon Christ's finished work. Prin înviere, Tatăl din ceruri și-a pus sigiliu de aprobare peste lucrarea lui Hristos. Not only see the resurrection in Paul's understanding of the gospel, but we see it in the apostolic preaching. Evanghelia nu o vedem doar prin ochii lui Pavel, dar o vedem și în predicarea apostolilor. The resurrection is connected to Jesus's reign. Iar învierea este legată de conducerea, de stăpânirea lui Hristos. Turn to Acts chapter 2 verses 23 to 36. Să deschidem în Faptele la capitolul 2, versetele 23 la 27. Here we find as Peter preaches that the resurrection begins the kingdom of God. Vedem aici că Pavel predică faptul că învierea este cea care dă startul împărăției lui Dumnezeu. Okay, read for us. 23 to 36. Citim de la versetele 23 la 36. Actually to verse 35. Okay. We'll take 36 in that. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este astăzi în mijlocul, și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Notice that Peter's preaching here contains five truths essential for the gospel that is to be preached. Observați aici că Petru scoate în evidență cinci adevăruri ale Evangheliei care este predicată. If we are going to preach the gospel like the apostles did, here are five things that must be in the gospel. Dacă vrem să propovăduim Evanghelia așa cum au făcut-o apostolii, aici sunt cinci elemente care trebuie să fie în această propovăduire. Jesus is the only anointed and approved one to be the Savior. Domnul Iisus este singurul uns și aprobat ca să fie Mântuitor. He came into this world and was certified as the appointed one by the miracles that he did. El a venit în această lume și a fost confirmat ca fiind unsul prin minunile pe care le-a făcut. Jesus was crucified not by the whim or just the will of man, but according to God's plan and purposes. Domnul Iisus a fost răstignit nu prin simpla voie a oamenilor, ci prin faptul că Dumnezeu a îngăduit aceasta. And yet it was wicked to crucify him. Și totuși, răstignirea lui a fost un rău făcut de oameni. And Jesus's death on the cross is the fulfillment of the Old Testament sacrifices. Iar moartea Domnului Iisus pe cruce este împlinirea jertfelor din Vechiul Testament. So, first truth, Jesus is the only savior of the world. Primul adevăr, Domnul Iisus este singurul mântuitor al lumii. The second truth, Jesus was
crucified according to God's plan and purpose. Al doilea adevăr, Domnul Iisus a fost răstignit conform scopului și planului lui Dumnezeu. The third truth, Jesus was raised from the dead. Al treilea adevăr, Domnul Iisus a fost înviat din morți. They were eyewitnesses to that fact. The apostles were eyewitnesses to that fact. Apostolii au fost martori oculare ai acestui lucru. The scriptures testify to that fact. Scriptura mărturisește despre acest lucru. In fact, no resurrection, no gospel. De fapt, dacă nu există înviere, nu există evanghelie. The fourth truth, Jesus has ascended and is now seated in the heaven. Al patrulea adevăr, Domnul Iisus a înviat și acum este așezat pe un tron în ceruri. David's throne was an image, a symbol, a forerunner of the top of Jesus's throne in heaven. Tronul lui David a fost o imagine, un chip care arăta mai dinainte tronul din ceruri pe care urma să stea Domnul Iisus. From there, Jesus is ruling over his kingdom. De acolo din ceruri, Domnul Iisus conduce împărăția sa. From his throne, he has sent his spirit into believers. Și de pe tronul său a trimis Duhul Sfânt peste credincioși. Jesus is the only savior. Domnul Iisus este singurul mântuitor. Jesus was crucified according to God's plan and purpose. Domnul Iisus a fost răstignit conform scopului și planului lui Dumnezeu. Jesus was raised from the dead. Domnul Iisus a fost înviat din morți. Jesus is now ruling in heaven on his throne. Domnul Iisus conduce, este pe tron în ceruri acum. And Jesus has been appointed to rule over all of the universe. Și Domnul Iisus a fost mandatat să conducă peste întreg universul. There will come a day where his rule will culminate in the bringing of all of his enemies to defeat and to judgment. Va veni o zi în care conducerea sa va culmina prin faptul că va stăpâni peste toți dușmanii săi. Okay. Now is this what your preaching of the gospel sounds like? Așa sună predicarea evangheliei la voi? So much of the gospel being preached today is all about us and not much about him. Prea multă din evanghelia care este predicată astăzi este despre noi și nu despre el. Jesus is here to solve your problems. Domnul Iisus a venit aici ca să-ți rezolve ție problemele. Jesus is here to fix your world. El a venit aici ca să rezolve problemele lumii. Jesus is here to bring you all the stuff you ever wanted. El a venit aici ca tu să ai toate lucrurile pe care ți le dorești. Isn't this great good news? Nu e așa că e o veste bună? If you believe that that's why Jesus came, you're going to die and go to hell. Dacă tu crezi că de aceea a venit Domnul Iisus, vei muri și vei merge în iad. Poate să fie dur, dar lucrurile sunt așa de simple. The gospel is history. Evanghelia este istorie. It's the facts of Jesus's death and resurrection. Și reprezintă realitățile învierii și morții Domnului Iisus. And it is the interpretation of that history. Și reprezintă în același timp interpretarea acestei istorii. It's not merely enough to say he died and rose again. Nu este suficient să spui că el a murit și a înviat din morți. It is enough to say he is the only savior. Trebuie să spui în același timp că este singurul mântuitor. He was crucified according to God's plan. Că a fost răstignit conform planului lui Dumnezeu. Și că a fost înviat din morți. He has ascended and is now ruling from heaven. Că a fost înălțat la cer și că el stăpânește de acolo din cer. And he calls on all people to believe and to bow to him. Și cheamă pe toți oamenii să creadă în el și să se plece înaintea lui. Peter cites Psalm 16 verses 8 to 11 and go ahead. Pavel citează Psalmul 16, versetele 8 la 11. And he cites Psalm 110, verse 1. Și Psalmul 110, versetul 1. So here is a New Testament gospel message from an Old Testament text. Deci aici vedem un mesaj al Evangheliei din Noul Testament folosind un text din Vechiul Testament. These texts are referring to the Lord Jesus Christ. Acele texte vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. He is the one who will not see corruption. El este cel care nu va vedea putrezirea. He is the one who will sit at the right hand of God. El este cel care urma să stea la dreapta lui Dumnezeu. David knew that when he wrote these psalms, he was not writing them about himself. David știa că atunci când când a scris acest psalm, că el nu scria despre el însuși. Peter is in interpreting Jesus' life and work and death and resurrection in the light of the Old Testament scriptures. Petru interpreta viața, moartea și învierea Domnului Iisus prin lumina scripturilor din Vechiul Testament. It's not David who has ascended and enthroned in heaven.
Nu este David cel care a fost înălțat pe un tron în ceruri. We're not bowing and submitting to David the king. Noi nu ne plecăm genunchi înaintea regelui David. We are bowing and submitted to the resurrected Lord of the universe, the Lord Jesus Christ. Noi ne plecăm genunchi înaintea Domnului Universului, Domnul Iisus Hristos. And so we have the culmination of Jesus' work in verse 36. În versetul 36 avem culminarea lucrării lui Dumnezeu, Domnului Iisus. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. So the aim of the life and death and resurrection is the exaltation of Jesus as sovereign and savior. Scopul vieții, morții și învierii Domnului Iisus este ca El să fie înălțat ca Domn și suveran. This is not merely something that is suggested to us. Acesta nu este un lucru pe care ne este doar sugerat. It is to be asserted with certainty and triumph. El trebuie susținut cu siguranță. Because this is so, the unbeliever stands charged with high treason. Pentru că acest lucru este adevărat, necredincioșii sunt acuzați de înaltă trădare. And because this is so, the believer bows in wonder and joy. Și pentru că acest lucru este adevărat, credinciosul este cel care se pleacă cu bucurie. And as we taught yesterday, through the resurrection, we have the arrival, the beginning of the future age in this age. Și așa cum am văzut ieri, învierea este cea care aduce o nouă eră. And so we see then that the resurrection is related to Jesus' rule and reign. Învierea este legată de domnia și domnia lui Hristos. But Peter also relates the resurrection to our regeneration. Dar Petru leagă de asemenea învierea de nașterea noastră din nou. Turn to 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Să deschidem la 1 Petru capitolul 1 versetele 3 la 5. The resurrection life of Christ comes into our souls via the word, through the word. Viața nouă a lui Hristos vine în viața noastră prin cuvânt. And through the word the spirit comes into our life and we have living union with Christ. Și prin cuvânt Duhul vine în viața noastră și putem trăi împreună cu Hristos. What Peter writes here shows us that the word and the spirit are totally linked together, inescapably linked together. Petru ne arată aici că, virgulă, cuvântul și Duhul sunt legate foarte strâns împreună. Listen to verses 3 to 5, 1 Peter chapter 1. 1 Petru capitolul 1, versetele 3 la 5. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în cerul pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Notice God's regenerating mercy in verse 3. Observați mila lui Dumnezeu care ne schimbă viața. In a massive exercise and expression of mercy, God simply inserts his very life into dead and depraved sinners. Printr-un exercițiu de milă nemaipomenită, Dumnezeu introduce în viața noastră viața lui cea nouă. This causes us to have the life of God, eternal life, in our inner man. Asta face ca viața nouă a lui Dumnezeu, viața veșnică, să ajungă în omul nostru din interior. This is the new birth. Aceasta este nașterea din nou. What the Bible calls regeneration. Asta numește Biblia naștere din nou. God is the effective cause of regeneration. Și Dumnezeu este cauza efectivă a acestei nașteri din nou. And he does it based on the resurrection of Jesus Christ. Și el face acest lucru bazat pe învierea Domnului Iisus Hristos. In God's mercy, it is God's mercy, God's doing, God's quickening his work. Este doar mila lui Dumnezeu, doar lucrarea lui Dumnezeu, doar mișcarea lui Dumnezeu. In the midst of all the darkness and deadness that all around us, we have a living hope. În mijlocul întunericului și morții din jurul nostru, noi avem o speranță. For many, this hope sometimes seems to sag
and fade. Pentru mulți această speranță pare că se ca se pierde. But we are chosen exiles. Dar noi suntem aleși și suntem în exil. We are set apart by the Spirit. Suntem puși deoparte prin Duhul Sfânt. We are receiving the benefits of our salvation. Primim beneficiile mântuirii noastre. So on this day of resurrection, lift up your hope to the regenerating life of our risen Lord. În această zi a învierii să ne readucem la viață speranța prin lucrarea Domnului Iisus. So blessed be the God of mercy. Fie binecuvântat Dumnezeul milei. He who brought us to life through the resurrection of Jesus. El care ne-a adus la viață prin învierea Domnului Iisus Hristos. But notice also in verse 4 God's reserved inheritance. Dar vedeți în versetul 4 că Dumnezeu ne-a pregătit și o moștenire. We have received the resurrection life of Christ in order to receive or to obtain an inheritance. Am primit viața nouă prin învierea lui Iisus Hristos pentru a primi după aceea o moștenire. So God bestows upon us all that he has promised to his son. Așa că Domnul Iisus ne oferă și nouă tot ce a promis Dumnezeu ne oferă și nouă tot ce a promis Domnului Iisus. We are joint heirs. Noi suntem moștenitori împreună cu el. We have been made alive in order to receive what God has promised Jesus. Am fost aduși la viață pentru a primi și noi ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Domnul Iisus. Thus our heavenly hope is as sure as our heavenly inheritance. Așa că speranța noastră pentru cer este la fel de sigură ca și speranța noastră în moștenirea pe care o vom primi. Și observați ce fel de moștenire este aceasta. It is imperishable. Este o moștenire nestricăcioasă. Este o moștenire care nu se poate neîntinată. And it is unfading. Și nu se veștejește. Cannot be corrupted by time and decay. Nu poate fi stricată de timp sau de moli. It is emphatically permanent and pure. Este permanentă și pură prin esență. It is not being threatened by our being strangers and aliens. Nu este amenințată de faptul că noi suntem străini de Dumnezeu. Our inheritance is not being threatened because we are away from our heavenly homeland. Moștenirea noastră nu este amenințată de faptul că noi suntem departe de țara promisă. It is not at risk from all the fallenness and frailty of this world. Nu este amenințată de căderea în care se află lumea aceasta. It will not perish in this world. Nu va pieri în această lume. It is not defiled by sin. Nu poate fi stricată de păcat. It is not fading in the growing darkness of sin's night. Nu dispare în noaptea cea neagră a păcatului. No, that is because it is eternal in the heavens. Deoarece este o moștenire eternă în ceruri. It is precious and pure. Este prețioasă și este pură. It is set aside. It is reserved there for us. It has your name. Este pusă deoparte, este rezervată pentru noi. Are numele nostru scris pe ea. There it is guarded over and kept safe until all the children arrive home. Acolo este păzită și păstrată până când toți copiii ajung acasă. Then the inheritance will be open for us all. Apoi această moștenire va fi deschisă pentru noi toți. And it will both be Christ și va fi în același timp Hristos. And all that Christ has been promised. Și tot ceea ce a fost promis lui Hristos. Now these characteristics are all meant to draw our hearts away from all that we value. Aceste caracteristici sunt făcute ca să ne întoarcă inima de la lucrurile pe care noi le considerăm de valoare în această lume. De la toate bogățiile de pe acest pământ care se strică și dispar. Then we will be like Abraham, looking forward for what God has promised in his word. Apoi noi vom fi ca Avram, care se uita înainte la lucrurile pe care i le-a promis Dumnezeu prin cuvântul său. Clinging to what God has purchased by his son and provided by his spirit. Agățându-ne de lucrurile pe care Dumnezeu le-a oferit prin Fiul și prin Duhul său. Blessed be the God who has caused us to come alive for a heavenly inheritance. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a adus la viață pentru o moștenire pe care o avem în ceruri. What's the use of an inheritance if you don't get there? Și totuși, la ce folosește o moștenire dacă nu ajungi acolo? And so verse 5.
Așa că avem versetul 5. We have been born again to an inheritance and we are preserved until that day. Noi am fost născuți din nou pentru o moștenire, dar suntem și păstrați pentru acea zi în care vom primi. We are being protected by God's power until that day. Suntem protejați de puterea lui Dumnezeu până în acea zi. Now, we are not there yet. N-am ajuns acolo încă. The Old Testament, the salvation was revealed in the shape of shadows. În Vechiul Testament, mântuirea a fost arătată sub forma unor umbre. In the New Testament, the salvation is revealed by the substance of Christ. În Noul Testament, mântuirea este revelată prin substanța lui Iisus Hristos. But we still see it only dimly. Dar totuși o vedem așa destul de slab. But there will come a day when in the fullness of all that salvation means and provides will be fully illuminated in the face of Christ. Și va veni o zi când tot ceea ce înseamnă mântuirea va fi vizibilă în fața lui Hristos. Being preserved or protected by God is the idea of safeguarding a convoy. Ideea că această moștenire ne este păstrată de către Dumnezeu poate fi comparată cu protejarea unui convoi. The word was used of a king surrounded by his bodyguards. Este folosit un cuvânt care ne duce cu gândul la un rege care este păzit de garda sa de cor. Or a general by his shield bearers. Sau un general care este păzit de către scutierii săi. We, his heaven-bound saints, are protected by God's power. Noi, sfinții care mergem spre cer, suntem protejați de puterea lui Dumnezeu. And this protecting power of God is granted by faith. Și această putere care ne protejează este oferită prin credință. All that God gives us is by faith. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu este prin credință. God protects and preserves his people by continuing to give them faith. To believe him. Dumnezeu îi protejează și păstrează pe oamenii săi, oferindu-le în continuu credință și putere prin el. So it is all of God. Și astfel totul vine de la Dumnezeu și este de la Dumnezeu. He grants us his life. El ne oferă viața lui. Gives us his faith. Ne dă credința lui. And he gives us the faith that not only saves but that sustains our salvation until the end. Și ne dă credința care nu doar ne mântuiește, dar și ne păstrează mântuirea până la sfârșit. And why does Peter say all of this? De ce spune Petru toate astea? Because the glories of the future give us hope in the afflictions of the present. Pentru că slava viitoare ne dă speranță în dificultățile din prezent. Paul also connects the resurrection to our new life in Christ. Pavel de asemenea leagă învierea de viața nouă în Hristos. And he relates it to the way that we live now that we are new creatures. Și o leagă de felul în care trăim noi acum ca făpturi noi. Colossians chapter 2 verses 20 through chapter 3 verse 4. Să deschidem la Coloseni capitolul 2 versetul 20. How does Christ's resurrection and our regeneration change our lives in practical ways? Cum moartea și învierea Domnului Iisus ne schimbă viața noastră în moduri practice? First, in verses 20 to 23, we have the meaning of our death with Christ. În versetele 20 la 23 din capitolul 2, vedem care este însemnătatea morții noastre în Hristos. Okay. Read, please. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. All right, since we have died with Christ, then we do not live by rules and regulations. Pentru că noi am murit cu Hristos, noi nu mai trăim după reguli. We have a grace-based sanctification. Avem o sfințire oferită prin har. And Paul challenges them and he challenges us in verses 20 and 21. Și Pavel ne așa cum îi provoacă atunci pe evrei, ne provoacă și pe noi astăzi. Why do you keep returning to the rules and regulations of the old? De ce vă întoarceți la regulile vechi?
Why do you keep adding to the do's and don'ts of the scripture? De ce adăugați lucruri la lista de făcut și de nefăcut din Vechiul Testament? Why do you think that rules will deal with the influence of the world through culture? De ce credeți că regulile vor fi cele care vor rezolva problema influenței lumii și influenței culturii? It didn't work in the garden. N-a funcționat în grădina Edenului. It hasn't worked all through the Mosaic era. N-a funcționat de-a lungul erei mozaice. And now that Christ has come, why do you want to go back to what failed over and over? Și acum că a venit Hristos, de ce vreți să vă întoarceți la lucrurile care au dat greș de atâtea ori? But verses 22 to 23 give us an important clarification. Dar versetele 22 la 23 ne oferă o clarificare foarte importantă. See, legalism appeals because they appear to have an immediate benefit. Legalismul le place pentru faptul că pare că are un beneficiu imediat. It looks like holiness. Arată ca sfințenia. However, they fail, and this is a startling statement. Because they have no lasting value in dealing with the flesh. Însă ei greșesc aici pentru că acest legalism nu are niciun efect pe termen lung în rezolvarea problemelor firii pământești. Christianity that I grew up in simply did not believe that verse. Creștinismul în care eu am crescut nu credea acest verset. They believed because it was practiced. They believed that rules and regulations would deal with the problem of the flesh. Deoarece era practicat pe scară largă, ei credeau că regulile pot influența firea pământească. But we have died with Christ. Însă noi am murit cu Hristos. So we don't go back to the old. Așa că nu ne întoarcem la lucrurile vechi. Because we have been raised with Christ. Pentru că am fost înviați cu Hristos, ceea ce este un lucru minunat. Because we have been raised with Christ, we are now living in the new realm, the new age. Pentru că am fost înviați cu Hristos, acum trăim într-o lume nouă, într-o eră nouă. And therefore our life here on earth is very different. Și de aceea viața noastră pe acest pământ este foarte diferită. Listen to verses 1 to 4. Observați ce spune în versetele 1 la 4 din capitolul 3. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. And here is at the heart of Paul's understanding of our transformation. Și aici este felul în care Pavel înțelege transformarea vieții noastre. We are not changed on a principle of law. Nu suntem schimbați după un principiu al legii. We are changed by the power of life. Suntem schimbați prin puterea vieții. At the center of this argument is we have the life of Christ. În punctul important al acestui argument este că noi avem viața lui Hristos. The indwelling life of Christ by the Spirit will live out a holy life in a growing way. Și viața lui Hristos prin Duhul Sfânt va face ca în noi să fie o nouă viață. But then there are our responsibilities that go with this. Dar în același timp avem și noi niște responsabilități. First, in what we pursue. În primul rând, în legătură cu lucrurile pe care le urmărim. Seek the things that are above. Căutați lucrurile de sus. Why? Because that's where Christ is. De ce? Pentru că acolo este Hristos. Why? Because he is the throne, he is the enthroned Lord. De ce? Pentru că el este Domnul întronat. So, if you've been raised with Christ, pursue Christ in the heavens. Dacă ați fost înviați cu Hristos, urmăriți-l pe Hristos din ceruri. There's so much to say about that. In fact, the whole book of Colossians. Ar fi atât de multe lucruri de spus despre asta. De fapt, întreaga carte Coloseni vorbește despre asta. Ce urmăriți voi? A job, money, marriage, o slujbă, bani, căsătorie, fericire? Are you willing to go through affliction and difficulty and hardship in order to pursue Christ and his goals for your life and sunteți pregătiți să treceți prin dificultăți ca să urmăriți viața nouă în Hristos? Okay. But if you're going to pursue heavenly things, you have to set your mind on the things that are above, not on the things on the earth. Dacă vreți să urmăriți viața de sus, trebuie să vă schimbați mintea și să vă gândiți la lucrurile de sus. What do you think about? La ce vă gândiți voi? What occupies your mind when your mind doesn't have to be occupied? Ce vă ocupă mintea atunci când nu trebuie să vă ocupați neapărat mintea cu ceva? What do you see that for me? This is one of the problems with
iPads and I mean iPods and music and MP3 thing. We plug in, and what are we doing? We're turning off the noise in our head and also turning off our thoughts about heavenly things. Pentru mine, spre exemplu, o problemă pe care o am cu toate dispozitivele astea de la care ascult muzică este că pun căștile în urechi, da, și opresc influența din afară, dar în același timp îmi opresc și gândurile mele față de lucrurile din cer. But setting our minds on things that are above, thinking about Christ and His agenda and His heavenly goals. Atunci când ne punem mintea să se gândească doar la lucrurile de sus, atunci când ne facem o agendă legată de lucrurile acelea. And why do we do this? Și de ce facem asta? Because we have a life here on earth and a life in heaven. Pentru că noi avem o viață atât aici pe pământ, cât și o viață acolo în cer. Our life is hidden with Christ in the heavens. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în locurile cerești. I can't explain what all that means. Nu pot să explic perfect ce înseamnă toate astea. Theologians have tried. Teologii au încercat să facă asta. Watchman Nee wrote a great big book. Watchman Nee a scris o carte mare și groasă încercând să explice această lucru. One of those things that we simply believe. Este unul dintre acele lucruri pe care pur și simplu le credem pentru că Biblia spune așa. And we know that one day, according to Paul, whatever that is going to be unzipped, unfolded, disclosed, laid out on the table. There it is. Și într-o zi, așa cum spune Pavel, acest lucru în ceruri o să fie desfăcut, o să fie scos la iveală, o să fie văzut exact așa cum este și înțeles. Până la în acea zi, eu o să urmăresc pe Hristosul din ceruri. By setting my mind on heavenly things. Și o să fac asta gândindu-mă la lucrurile cerești. Well, we can't talk about the resurrection without talking about Jesus' return. Desigur, nu putem vorbi despre înviere fără să vorbim despre întoarcerea Domnului Isus. Paul connects the resurrection and Jesus' return in many texts. Pavel leagă învierea Domnului Isus de întoarcerea lui în multe texte. But none more clearly than in 1 Corinthians 15 verses 50 to 58. Dar niciunul nu este mai clar decât 1 Corinteni capitolul 15. 1 Corinthians 15 verses 50 through 58. Versetele 50 la 58. Let's read verse 50 first. Citim întâi versetul 50. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Here is our problem in the world. Aceasta este problema noastră aici în lume. There is now an important impossibility. Este un lucru imposibil care este foarte important aici. The old, the natural, the first, the clay, the perishable is being replaced by all the new that God intends. Vechiul, naturalul, pământul, cel care piere, este înlocuit de către lucrul nou al lui Dumnezeu. The natural fallen material world is perishing. Lumea naturală, materială, piere. It is not evil in and of itself. It is just dead and separated from the life of God. Nu este rea în ea însăși, ci este separată de către de Dumnezeu. This present order of things is subject to corruption, disease and will die. Această ordine prezentă este afectată de corupție, de boli și va muri. It cannot continue forever. Nu poate să funcționeze la nesfârșit. Therefore, it is unable, it cannot inherit the kingdom of God. De aceea este imposibil ca ea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. The kingdom of God is new in quality, it is imperishable, it's not of this world. Împărăția lui Dumnezeu are calitatea că este nouă, că nu piere și că nu poate fi din lumea aceasta. The kingdom of God is full, throbbing with life eternal. Împărăția lui Dumnezeu este plină, abundă de viață veșnică. And so God's kingdom cannot be handed over as an inheritance to those who are of this world alone. Așa că împărăția celor nu poate fi oferită ca moștenire celor care sunt doar din lumea aceasta. And so a great transformation will take place. Așa că este necesară o mare transformare. Here is the wonderful prospect at Jesus's return. Acesta este, aici avem prospectul minunat al întoarcerii lui Isus. Verses 51 to 53, please. Versetele 51 la 53.
Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Well, one of these sentences is a little sign on a lot of church nurseries. Unul dintre aceste elemente este un semn care este pus în multe biserici în camera pentru mama și copilul. We shall not all sleep. Nu vom adormi cu toți. But we shall all be changed. Însă cu toții vom fi schimbați. But that is what Paul is referring to here. Dar nu la asta se referă Pavel aici. That's a pretty serious misuse of the scriptures. Este o folosire nepotrivită a scripturii. Well, how are we going to inherit the kingdom of God since we cannot in our present natural corruptible state? Cum vom putea noi moșteni împărăția lui Dumnezeu dacă suntem în starea aceasta naturală coruptă? Paul tells us there is a glorious solution to this impossible situation. Pavel ne spune că este o soluție glorioasă pentru această imposibilitate. There will be a transformation. Va fi o transformare. We will all be changed. Cu toții vom fi schimbați. Now some will not have the experience of physical death because not all will sleep. Unii nu vor trece prin experiența morții fizice pentru că nu toți vor adormi. So not everyone will experience death and then later rise to enter eternal life. Așa că nu toți vor muri și apoi vor fi înviați din morți pentru a merge în viața veșnică. When the Lord returns, how do those who are alive inherit the kingdom? They are transformed. Cei care vor trăi în momentul în care Domnul se va întoarce, cum vor ajunge ei în împărăție? Ei vor fi transformați. They are changed. Ei sunt schimbați. They are immediately and directly shed the old and put on the new. Imediat, instant, ei vor da la o parte tot ce-i vechi și vor primi ce-i nou. And there will be a resurrection. Și va fi și o înviere. Those who have died, whose bodies have turned back into dust, will rise from the dead. Cei care au murit, ale căror trupuri s-au întors în pământ, vor învia din morți. From the other text, we know that the souls of those who died, God will bring with him from heaven. Din alte texte, noi știm că sufletele celor care au murit vor fi aduse în cerul. Their dead bodies will rise first. Trupurile lor moarte vor învia întâi. The risen transformed bodies will join with their souls, experiencing the final step of glorification all together. Trupurile înviate se vor uni cu sufletele lor și vor experimenta the final step of glorification. Și vor experimenta astfel pasul final din glorificarea lor. And it will happen in the shortest instant of time you can think of. Și se va întâmpla lucrul ăsta în cea mai scurtă perioadă de timp la care vă puteți gândi. It will happen in the blink of an eye. Se va întâmpla într-o clipeală din ochi. If you are alive on that day, you will in one instant be in this body on this earth doing what you are doing. Dacă vei fi viu pe pământ atunci, într-un anumit moment vei fi în acest trup fizic. And in the next instant, be in your glorified body rising to meet the Lord. Și în secunda următoare te vei trezi în trupul de slavă înviat împreună cu Domnul. And it will happen at the trump of the Lord. Și se va întâmpla atunci când trâmbița lui Dumnezeu va suna. It will happen at the last trumpet. Se va întâmpla atunci când ultima trâmbiță va suna. It will take place before the day of the Lord. Acest lucru se va întâmpla înainte de ziua Domnului. The last trumpet is the great announcement of the wrath of God ready to be poured out upon the earth. Ultima trâmbiță este semnul că mânia lui Dumnezeu este pregătită ca să fie turnată asupra pământului. God has not appointed his people to his wrath. He then rescues them out of this world through this transformation and resurrection. Pentru că Dumnezeu nu a stabilit că poporul său va avea parte de mânia lui, ei vor fi înviați și înălțați la cer. Why must this happen? De ce trebuie să întâmple asta? Paul has shown us that is because the old must be put off and the new must be put on. Asta se întâmplă pentru că cele vechi trebuie date la o parte și cele noi trebuie să fie văzute. The old, fallen, sin-laden, suffering, dying, corruptible, rotting, gray body in the grave
must be totally transformed. Trupurile care sunt în mormânt, care sunt supuse putrezirii, care au murit, trebuie transformate și schimbate. And it must be made new to be suitable for its place in the heavens. Și trebuie făcute noi pentru a se potrivi locului lor din ceruri. The new will come from heaven. Noul va veni din ceruri. It will be like Christ. Va fi la fel ca Hristos. It will be essentially spiritual instead of essentially physical. Va fi în mod special spiritual în loc să fie în mod special fizic. Yet it will be a created body. Și totuși va fi un trup creat. And it will be connected in some way to and continuous with our present bodies. Și va fi legat într-un fel și va fi o continuare a trupului nostru prezent. So it is both and. Așa că avem în același timp și una și cealaltă. It is this perfected. Este versiunea asta, dar îmbunătățită, perfecționată. Dar este în același timp și acel lucru care vine din ceruri. It is a resurrected transformation. Este o transformare prin înviere. And in some way our glorified bodies will still recognizably be us. Și într-un fel, acele trupuri cerești vor putea fi recunoscute ca fiind ale noastre. Well, then that brings the promise of a final victory in this verses 54 to 57. În versetele 54 la 57 ne este oferită o promisiune a victoriei finale. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. What a sweet hope for us. Ce speranță dulce pentru noi. When all this happens, there will be the final victory. Când toate lucrurile astea se vor întâmpla, atunci va fi biruința finală. Death will be defeated. Moartea va fi înfrântă. Sin will be gone. Păcatul va dispărea. Life will be just all life, eternal life. Viața va fi numai viață, viață veșnică. Let me wrap this up with some thoughts. Să închei cu niște gânduri. The resurrection is not just about the past, even though it is a historical fact in the past. Învierea nu este doar despre trecut, cu toate că este un fapt istoric din trecut. The resurrection is not just about the future, even though it is a glorious hope for believers. Învierea nu este doar despre viitor, deși este o speranță glorioasă pentru credincioși. The resurrection is a powerful life-shaping truth for our lives today. Învierea este un adevăr puternic care ne poate schimba viața astăzi. To believe in it for our salvation. Ca să credem în ea pentru mântuirea noastră. To live it for our transformation. Să trăim pentru a ne transforma viețile. To hope in it for our courage when facing death. Să sperăm în ea atunci când suntem puși în fața morții. To proclaim it as how Christ rules and reigns today. Și să o proclamăm ca fiind modul în care Hristos conduce astăzi. I know all the hope that it has given us. Și toată speranța pe care ne-a dat-o. The resurrection transformed us from bodies that are perishable to imperishable. Învierea ne va transforma trupurile de trupuri pieritoare în trupuri care nu pierd. From humiliation to glory. Din trupuri pline de care sunt umilite la trupuri pline de slavă. From weakness to power. Ne va aduce din slăbiciune la putere. From natural to spiritual. Ne va schimba din natural în spiritual. Natural, we are now people of earth, stamped with the image of clay. În mod natural, noi suntem oameni ai pământului acestuia, având o imagine din lut. Spiritual, we are becoming the people of heaven, stamped with the image of Christ. În mod spiritual, noi devenim oameni ai cerului care avem acest sigiliu al lui Hristos pe noi. And there will be a grand climax on that glorious day. Și va fi un lucru minunat în acea zi glorioasă. And here is that picture for us in closing from Revelation 7 verses 9 to 17. Și avem această imagine la final din Apocalipsa de la capitolul 7. While we're turning there,
So much sorrow and sadness and difficulty in our world today. Și așa cum deschidem să ne gândim la câte greutăți sunt în lumea noastră de astăzi. And we listen to a text like this and sometimes it seems like there's a real distance between all of this and where I really live. Și când citim un text din acesta, parcă simțim că este o distanță atât de mare între ceea ce noi trăim aici și speranța aceasta pe care o vedem. One day. Într-o zi. Absolutely and for sure. Cu siguranță și de netăgăduit. All that the resurrection is intended to bring us. Tot ceea ce învierea ar trebui să ne aducă. Will be brought to us. Ne va fi adus. And we will see it here as it is given to us in this text. Și o vom vedea așa cum ne este prezentat în acest text. Would you read for us? Revelation 7:9-17. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 9 la 17. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. The final glory of the resurrection. Aceasta este ultima, este slava finală pe care ne-o dă învierea. Risen Lord in heaven. Domnul cel înviat din ceruri. He's resurrected people around him. A înviat oamenii din jurul lui. And everyone safely home. Și toți sunt cu siguranță, au ajuns în siguranță acasă. All because Jesus died according to the scriptures. Toate pentru că Domnul Iisus a murit după Scripturi. Jesus was raised according to the scriptures. A fost înviat după Scripturi. This is the gospel that was preached to you. Aceasta este Evanghelia care v-a fost predicată. This is the gospel that you receive. Aceasta este Evanghelia pe care o primiți. This is the gospel that you believe. Aceasta este Evanghelia pe care this o credeți. This is the gospel in which you stand. Este Evanghelia în care stați. This is the gospel that you must give to the world. Este Evanghelia pe care trebuie să o dați lumii. Glory to Jesus. Slavă lui Iisus.